Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog cu voi. Este Ionuț și astăzi vom filma un nou video. Un video cu pițele la iarbă. Nu le-ați mai văzut de mult timp la iarbă, dar acum le veți vedea. Avem aici pe Buvnița. Da, e a treia zi consecutiv când le scot. Azi e ultima zi din an, așa că o să vă urez și un an nou fericit mai repede. Da, mănâncă iarbă, sunt ok. Le-am adus la iarbă pentru că, în primul rând, e ok să mănânce. Vă recomand când aveți ocazia să le scoateți. Și acolo e foarte ud și le-am fugărit pe toate, le-am deschis gardul și le-am fugărit pe toate în față. Și bine, și iarba e udă sau așa, dar e mult mai ok decât belți. Da, hai să vă mai arăt. Acum stau grupate, cât de cât, doar că sunt foarte unite, adică dacă le fugărez merg toate împreună, nu se duc în alte părți, merg direct în țarc. Bun, le observați aici. Pe toate. Adică pe toate, pe câteva, doi cocoși și vedeți aici găini. Uitați și pe asta. Da, n-am mai fost de foarte mult timp la iarbă. Gândiți-vă că la ele în curte nu mai crește iarba de peste 2 luni. Și e... De cam atunci n-au fost de mai mult. Probabil. Dar acum au iarbă. Au început și o dată mai în forță. Ieri au făcut vreo 5. Alaltă ieri... Tot așa au mai făcut, cred că 9 sau cât. Au început mai în forță o dată. Una chiar acum e pe cuibar, sau de aia n-a venit pe aici. Dar hai să filmez, să vi le arăt. Asta e Maronica din prima serie. Fuge. Apropo, am pus incubatorul și am scos, doamne. Am pus 41 de ouă momentan. O să mai pun câteva la incubator, dar să mai fac întâi. Golașa, cred că e printre singurele care nu ouă, dar în mare parte fac. Bulgăreasca asta am și de la ea vreo 2-3 ouă, am și de la bulgăreasca neagră și de la bulgăreasca aia gri, mai gri spre negru, așa. Nici de la vrăbiuța nu cred că am, de la asta nu știu. Ar fi o posibilitate, dar nu sunt foarte sigur. Găina de la muțata e bine. Sunt ok toate acum. Vedeți cum fug, sunt foarte rapide. O să le mai las, că nu le-am scos de foarte, foarte mult timp. Adică sunt de vreo 10-15 minute. Doar că mă îngrozește faptul că poate veni vreo mașină. Și dacă vine vreo mașină e cam nasol. Că o să le sperie. Asta să observăm. Aud un motor, poate e tractor. Oricum, cred că o să iau motora. Pentru orice eventualitate. Nu vreau să meargă prin gard, că ele pot ieși prin gard, au această posibilitate. Nu vreau să meargă prin gard și să iasă. O să le înmân mai aproape dacă văd că vine ceva. Le vedeți ce rapide sunt. Probabil o să ouă, găina aia bărboasă galbenă. Cocoșii calcă toți, inclusiv ăsta. Uitați-le dacă le fugăresc. Uitați-le. Merg toate în nu știu cum să vă, în cârd, nu se poate numi cârd, dar le-am adus mai aproape puțin de aici. Vedeți că fug toate. Sunt 29, 4, nu, 28. 28, 4 cocoși și 24 de găini. Plus albăstrica, dar albăstrica n-o supun. O las cu dungă. Țineți minte când erau mici. O să mă uit la videoclipurile mai vechi. Dar când erau mici și... Gândiți-vă că aici aș 5 serii, practic. 5. Că una, ultima nu se pune pentru că de acolo n-am păstrat nimic. Dar aș 5 serii, ca să înțelegeți. Și s-au adaptat. Se înțeleg foarte bine, mai ales găinile între ele. Și cocoșii mai au momentele lor de bătaie, dar sunt minuscule. Calcă toți, l-am văzut și pe la galben, călcând și pe ăsta. Și pe la alb, care e mai acolo lângă la galben, și pe ăsta de aici cu negru. Faza e în felul următor. Ăsta bărbos, din fericire pot să spun că, nu pot să zic că mă supăr, calcă găinile simple, practic. Ăștia bulgărești le calcă pe celelalte, adică pe alea moțate și bărboase.
ăsta le calcă în mare parte pe alea simplă. Adică am văzut că a călcat-o pe aia neagră bobată, aia de acolo care merge, nu știu dacă o vedeți. Aia de acolo. Și nu mai știu ce mai călcat. Pe vrăbiuța. Deci astea mai simple le calcă. Nu mă deranjează, o să iasă bărboși. Mă interesează ca bulgăreștii să calce bulgăreștile, ca să iasă bulgărești. Și gol așa. Poate au oat găina, hai să mergem să vedem. Sunt mai mult ca sigur că au oat. Uitați aici, vedeți, aveți în acțiune. Parcă se cam ceartă pe care să calce. Cred că au oat găina aia, da. Sigur au oat. Haideți să mergem să vedem. Pe voi nu vă bag înapoi, hai înapoi, hai înapoi. Hai înapoi toate. Hai înapoi toate, hai înapoi, hai înapoi. Dacă tu vrei să... Duceți-mă, hai, nu veniți aici că iud. Dacă asta vrea să plece, nu aș lăsa unii. Hai, hai mă, dă-te înapoi. Asta a ouat. O să vedeți acum ou. O să-l pun și pe el, chiar dacă e diferență de o zi. Nu mă deranjează neapărat. Uitați aici. Oul. O să-l las momentan aici. Până să mă duc, poate vrea și asta să facă. Asta bea apă, în loc să bea apă de acolo, că e plină, ea bea din baltă, ok. Hai să la iarbă, hai! Da, e un videoclip mai haotic. Și nu uitați de like, dacă vă place. Și dacă mai vreți clipul cu pițele și cu găinile. Du-te mai de aici, hai! Am început și eu să postez cât de cât mai des, putem zice. Du-te, băi, cocoșule! Și du-te, băi! Al naibii! Să zicem că am început să postez mai des, adică o dată pe la 4 zile. Ceea ce pot zice că e ok. Față de odată la 2 săptămâni. Sper să-mi placă acest clip. Mie chiar îmi place să le las pe aici. Nu e cel mai artistic video, mai cu detalii în apropiere. Uitați-o și pe asta. Pe asta nu prea ați văzut-o, pe asta splash, că nu prea stă. Nici la filmat, nici la poze, la nimic nu prea stă. Și încerc să fac o poză mai artistică așa cu ele. Uite. Nu știu ce poză să pun, că am făcut mai multe, dar... Nu știu ce thumbnail să pun. O să vedem noi. Le vedeți aici, sunt toate bine. Aia o luat ieri, aia... bulgărească un fel de porțelan sau ce-o fi. A, da, și am uitat să vă spun. Nu știu dacă v-am zis când puii erau mici. Dar am bulgărești cu... 5 sau 6 degete. Nu știu exact câte trebuie să aibă ele. Ele trebuie să aibă 4, vedeți, asta e normală. Dar celelalte, adică aia porțelan, aia de acolo moțată mai deschisă, bobată, și aia culoarea aia așa mai sălbatică. Nu știu dacă o găsesc. Uitați, uitați, uitați. Vedeți? E aia bărboasă. Și pe aia o calcă. Ceea ce e bine, că dacă sunt toate călcate, vă dați seama că ies pui. Da. Nu știu unde e aia. Nu o văd pe aia mesteacă. Da, nu știu. Nu știu unde e mai. Oricum o să le număr. Să fie toate. 29, da. Pe aia nu, ba da, uite, uitați aici. Asta de aici are 5 degete. Astea două au 5 degete. Și mai e aia de acolo, a plecat. Da, prieteni, cam asta a fost clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, un share și un subscribe. Noi o să ne auzim data viitoare. Sper că o să fie cât de curând. Bine, la anul. O să ne auzim la anul. Anul fericit, sărbători frumoase în continuare. Cu voi a fost Ionuț. Numai bine tuturor. Pe curând.